consilier local, sunt pe 2012. Supun la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Sunteți de acord? Cu observație, nu am zis că ați promis rapoartele de specialitate? A fost ședință extraordinară. Da, era o remarcă, zic, dacă ați promis să le puneți. Nu, la ședințele extraordinare nu se fac. Nevoie de rapoartele de specialitate. Nu, rapoartele, rapoartele de avizare. Da, rapoartele de avizare. La ședințe extraordinare nu sunt? Da, rapoarte de avizare. Uitați-vă în legea 2015 și trebuie constata și nici rapoarte de specialitate nu sunt. Am mult de specialitate, de avizare. Da. Deci nu este nevoie, nu s-au omis. Da. Da. Astăzi, pe ordinea de zi, avem 5 puncte, dar cu acordul dumneavoastră aș propune instrumentarea ordinii zi cu încă două puncte, da? Și anume, privind aprobarea valorii lucrărilor necesare pentru loc. Nu, asta este. Asta, nu asta. Mai este, mai sunt încă două puncte. Astea sunt puncte. PSI-ul și cu... PSI-ul și cu... Și mai e un punct aș cu PSI-ul, deci proiect de hotărâre privind aprobarea valorii lucrărilor necesare obținerii autorizației PSI la școala Curița, comuna Crașin, și proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului pentru de apă de 18% aferit sistemului de alimentare cu apă stație tratare apă brută Târmănești. Noi știți că noi facem parte din ADIL și operatorul care nivelează din nou apa la Cașin, consumatorilor, este compania regională de apă, care are o pierdere, care trebuie asumată de fiecare, poate un parte care beneficiază de acest serviciu de alimentare cu apă. Sunteți de acord cu ordinea de zi modificată? 1. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului public, prin includerea domeniului public a comunei Cașin a unui imobil. Este vorba de terenul de la Curița, unde va fi stația de gospodărie de apă. Noi l-am intabulat, l-am trebuit un domeniu privat în tabulare și acum este nevoie, pentru a fi bun în cazul proiectului, să facă parte din domeniul public al comunei, așa cer normativele europene pe acest program POI. Proiectul de hotărâre privind aprobarea inventarului, bunurile aparținând domeniului public al comunei Cașin de Bacău, aprobat prin hotărârea Consiliului Local Cașin numărul 31 din 1999, care se modifică și se completează cu poziția numărul 330. La poziția numărul 330 avem teren rezervor apă, în intravilarul și extravilarul comunei Cașin, sat Curița, suprafața de 386 metri pătrați arabi intravilar și 45 metri pătrați arabi extravilar, în tarlaua 61/1, parcela 3/2 și 1759 metri pătrați arabi extravilan, în tarlaua 45, parcela 1212, număr cadastral 62643, anul dobândirii 2018, valoarea de inventar a acestui imobil este de 6900 de lei, domeniul public al comunei Cașin conform hotărârii Consiliului Local. Deci, de astăzi. Deci, terenul, încă o dată, mă repet, este în suprafață de 386,45 cu 1759, cât? 2190. E terenul în suprafață de 2190. Drumul de acces la terenul va fi lângă proprietatea lui Coman, Gheorghe, nu cu pare cealaltă, și se va ajunge la terenul cu respectiv, unde va fi montat rezervor. Acolo se va face drumul, acolo se va... Mergea un drum, acces, o lățime de 5 metri, ăsta este terenul, începând de astăzi, după aprobarea dumneavoastră, va face parte din domeniul public al comunei Cașin. Și va fi folosit ca rezervor. Și va fi folosit fix pentru rezervor. Păi i-a zis că drumul va fi până lângă proprietatea lui Coman Gheorghe. Fiala ne-a gândit că drumul va fi până lângă proprietatea lui Brânză. Nu, ne-am uitat acolo că ședințul proprietatea lui Maxim Gheorghe apare la vest, la vest cu vecin cu drumul. Eu am discutat atunci cu dânsul, iese de acord să se facă, dar vrea să se plătească.
Nu mai avem ce plătim. Nu ți-am explicat că în afară de terenul care rămâne conform actului de proprietate, 1705 metri pătrați, mai rămâne în plus acolo vreo 400 metri pătrați. În afară, deci va folosi primăria, nu Soroi, nu dumneavoastră, nu ne poți lucra, comuna Cașa. S-a dus cu de rezervor. Va fi terenul comun, nu e terenul altceva. În afară de această suprafață de 2190, mai rămâne un teren suprafață 4000 impus. Deci care noi acum, conform schițelor și conform legile actuale, ne-a făcut că a fi tot rezerva Comisiei Locale Fond Funciar. Dacă dânsul va veni la noi, poate vom încerca o instrumentare, cumva, ceva de genul, dar verificările care am făcut noi inițial, mi-a ieșit că s-a luat terenul, dar există o posibilitate. A avut un nou act normativ, la care încă mai există o posibilitate să dăm. Dar partea bună a actului normativ care l-a făcut acum guvernul, sau cine l-a făcut, cei de la Oficiul de Cadastru, este că se poate da acolo unde e locuința, dacă omul are locuință. Și în jurul locuinței, mă un pic, are mai mult teren decât are în actul dobândit după 1990 și se mai poate da diferența. Dar unde are locuință? Aici, având în vedere că locuințe nu mai există. Există și pe fundație. Și cum se dă? Face dosar. Face dosar și descrie în lege clar, numai cu aprobarea și la propunerea Comisiei Fond Funciar. La Comisia Fond Funciar consideră că omul, într-adevăr, trebuie să ia suprafața respectivă o ia, dacă nu, va rămâne în rezerva Comisiei și Comisia, dată de acolo, Comisiile, acolo nu se bagă nimeni în curtea omului. Și. Deci există o posibilitate. Dacă cineva poate să vorbească cu Maxim Gheorghe, Sătorița Primăriei, să dea de vorbă cu mine aici, adică să-l ajutăm. Da. Într-un fel, să, măcar că i-a rămas suprafață destul de mare jos acolo, deci noi de intravilan, de partea de jos, unde construie, e bine, nu am luat 5 metri, care va fi drum. În rest, i-a rămas porțiunea de la... Dar n-a reacția. Da. Deci, dacă vă arăt schița, nu știu dacă am schița aici, aveți schița. Aveți, nu, asta, nu de la etabloare, este schița cealaltă, prin care noi am făcut măsurători. Am descărcat terenul, vecin direct cu brânză, cum au ei, da? Uitați că mai mâini cu terenul ăia, cum au fixat, tot... Nu desfaceți, că deci, uitați, aici el are terenul mai intravenal, pare terenul. Eu am proprietate. Da. Vedeți, ăsta ar fi terenul lui acum. Descărcat. Uitați cum mai rămâne iar rezervă aici. În intravenal. Noi nu au decât 5 metri drum, înțelegeți? Și ne-am dus aici. Da. Și restul aici rămâne în rezervă, aici rămâne în rezervă, vedeți? Da. Aici rezervă, toată roată pe jurul rezervă. Numai puțin. În două vorbe, eu ce am discutat cu dânsul atunci, aș vrea să vă spun că nu e nimic de ascuns, e ceva normal. E asta așa, ca el să fie de acord să noi să ajungem mai aici, pentru drum. Dar nu știa ideea de partea asta. Așa. Și el a zis așa că eu nu știu cei care au fost aici, au copilărit, că aici ar fi fost casa bătrânească. Și aici zice el că aici este curtea copilării fraților lui și fraților lui. Ce se întâmplă? Și casa, numai puțin, iar casa de aici a fost demontată și adusă jos aici, la uriță, la ăla cu capră. Da, azi am și eu cu da, arătați. Acum să iei stabilat. El nu e contra, el este de acord. Deci, dar vrea să îi se plătească. Noi am explicat de primul vecin de proprietate. Da, da, da. Am băgat de vreme. Nu le-a putut umplu încă tine. Aici rămâne iar ce din lege de zi, care nu are acte. Hai să poate ieși până aici. Să vină să-și lățească intrarea la orice decutare. Noi ne-am luat 5 metri. Și sus aici rămâne iar rezervă aici. Îi rămâne iar rezervă aici tot. Aici dacă terenul scapă și fac unii vasul. Vasul vine aici. Aici va fi. Aici e doar. Aici a picat punctul la tocmai sus. Sus. Da. Se intre pe via lui Costică, pe garul tot la Costică, se face dreapta, se mai spune platoul acolo. Acolo, acolo poate să mai intre și la mine, dacă intre. Nu putem intra. Nu se poate intra, că el s-a intabulat, se merge cu fondurile europene, deci așa trebuie să... Nu putem. Acolo se intră în malul ăla de la... Ați văzut? Deci noi putem să mai ajutăm aici. Nu se intră. Acolo ieșesc. Adică eu aș fi de acord și cred că și Comisia e de acord, Consiliul Local, că cu ce putem ajuta, să-l ajutăm. El a crescut acolo, s-a născut acolo. Așa a fost.
Da. Acum unde spune că a fost casa, nici măcar nu poate fi vorba de casă, că este în extravagant localități. Nu, dar dacă faceți așa, ce-i bunul îi rămâne. Păi, da. Păi ce-i bun, da. Dar a văzut că noi, deci, da. Nu s-a făcut nicio nerealitate sau omul să-l șicaniți foarte tare. Îi rămâne ce-i bun. Adică, și acolo, acolo sus, nu spun că sus am fost, nici nu l-au lucrat terenul ăla. Terenul ăla este lucrat toată zile acolo. Nu. Bun, vecinul și știi, nu? Da, știu, eu n-am urcat acolo, eu... Până la urmă, să mă duc în funcție de cum am discutat. Da, mergem mai departe, la următorul punct. Proiectul întrebări privind rectificarea de buget. Articolul 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la comune Cașin pe anul 2018 la venituri și la cheltuieli cu suma de 45.000 lei, după cum urmează. Capitolul 040201. Coste defalcate prin impostul pe venit se retrage suma de 11.000 lei. Capitolul 040204. Sume alocate din impostul pe venit se instrumentează cu suma de 25.000 lei. Capitolul 350102, venitul din amenzi, se suplimentează cu suma de 31.000 lei. Cheltuielile bugetului local în suma de 45.000 lei sunt repartizate astfel. Capitolul 6702, cultură, recreere, religie, cu suma de 20.000 lei. Capitolul 8402, drumuri și poduri, cu suma de 25.000 lei. Articolul 2, prezentă autorările se comunică prefectul județului Bacău, primarul comunei Cașin și compartimentului buget contabilitate venituri și achiziții publice, în termen de 10 zile de la data adoptării de către secretarul comun. Articolul 3, compartimentul buget contabilitate venituri și achiziții publice va aduce la depunere prezentă autorităților. Este vorba de suma de 11.000 lei se retrage conform ultimii rectificări de buget al Guvernului României. Ne-a retras suma de 11.000 de lei de la capitolul social. Noi, la începutul anului, am cerut mai mult acolo, unde avem persoanele cu handicap, pentru plata și asezul personal. Sub cost direct, după vor mai apărea cazuri noi, care vor veni și vor depune dosare și să avem, până acum, cu ce s-a mai depus nou, rămânem până la situație cu suma asta în plus. Automat, ca asta se retrage, se duce iar la bugetul stat și va fi repartizat altora, sau, mă rog, așa. Cu 25.000 de lei a făcut propunerea să facă rectificare. Avea o problemă în zona de sus a satului, începând de la Universitatea Dițu Gheorghe, Dițu Elementu, și până la Văleanu, vis-a-vis de fostul primar, acolo când plouă, inundă gospodăriile. De ce? Apa vine după Lada, pe dealul Lada, acum 20 ceva, dar pe drumul vine vreau un șanț. Colector care ajungea în unde venim acum asfaltul cu variantă, dar ăla s-a înfundat cu ocazia construirii casului în zonă. A făcut o casă, a făcut gardul și anțul a dispărut. Ei, toată apa care vine pe deal, vine doar până în grădină, vine în curți. Curțile lor sunt mai joase decât șanțul și în loc să iasă apa în șanț și după șanț devine tot în curți. Și îi blochează cadrul lui iasă. Și le intră apa în casă, le intră apa în beciu. În vara asta, când a fost ploaia polițială, m-au chemat acolo, într-adevăr, era până la, știu, până în casă. Alea intra până la Bordeanu, la Vădări. Și pentru asta m-am gândit să facem o rectificare, să reparăm șanțul acolo. Este șanț aferent drumul județean, dar aparține nou. Deci, dacă uitați legislații, în intravenarul localității, tot ce înseamnă, cum se spune, zona de protecție, aparține OAT-ului. Nu aparține Consiliul Drumului Județean. Trebuie adâncit, betonat, făcut podețe, mai ales în zona Unistăgeană, Gheorghe, are niște podețe subdimensionate, mici, de 20 cm, că automat acolo nu mai face față. Ne făcând față, ea rămâne sus, numai sus la Vădăne și intră lor în curte. Asta ar fi o rectificare. Nu știu dacă suma asta va ajunge, dar măcar să deblocăm dacă o situație de la Vădăne spre podul Curiții. Și cum trece așa? Și la podul Curiții, unde trece apa să treacă la Arnou, acolo cineva a săpat, dacă ați văzut dumneavoastră, da. Când a trebuit să apă la Mitrachi și a lăsat un urmar mare de pământ. A fundat și anțul. Și apa, când plouă, ia cu tot asta. O uliță aia, da. Și intră în grădină, de asta făcea femeia aia. Da, și intră în grădină din coace la Arnou și la... Da. Urmă, ceilalți bani care propun pentru a fi rectificați și apropoați, e suma 20.000 de lei pentru procurări de cărți la Biblioteca Comunală. Să zic, Biblioteca Comunală a rămas, din păcate, din 2007 nu s-a mai cumpărat o carte. A rămas cu volumele vechi. Copiii de la Cașin, la școala Cașin, au nevoie de
ceea ce e acum problema de învățământ. Anumiți autori s-au mai schimbat, nu mai e ce autorii care eram noi când am făcut noi școală. Și nu există cărți, fiind obligat, într-un fel, bibliotecara, sunt rudi cărți la mănăstirea Cașin, trebuie și la unii. Și așa acum am propus, fiind și bani, să cumpărăm un fond de carte nou, să-i înmulim la bibliotecă. Să știți că, se spune că nu se citește, dar profesorii cer anumite cărți la copii pentru anumite... știți de ce este vorba? Și nu avem. Și eu am avut nevoie pentru copilul meu și de o bibliotecare am promutat la mănăstirea Cașin. Dați voie să propun ceva? Haideți să facem o donație de carte. De fiecare din bibliotecă are câte 5 cărți. Nu. Și se îmbogățește. Știți cum e? Domnul Vârșeanu, ieri a fost donat la bibliotecă 500 de cărți. De 500 de cărți a fost donat la bibliotecă de către domnul Fifi, câte aceea cu care a lucrat în primărie. Și a, nu știu, dacă și-a renumit biblioteca, s-au făcut ori din bibliotecă. Și a donat 500 de cărți la bibliotecă, dar nu se potrivesc cu programul de învățământ. Sunt romani polițiști, romani de dragoste sau ce altceva, nu se potrivesc cu programul de învățământ. Da. Asta e punctul la rectificare. Asta a fost. Bănuiesc că doamna Mirica de care a luat legătura. Referatul nu. Da, a luat legătura cu doamna Mirica, profesorul la Cucula Cașin. Dânsul a referat la făcut dânsa și volumele care a propus dânsa. Sunt 100 și ceva de volume. Care a propus de acolo. Noi ne vom cumpăra în funcție de ce valoare au ei. Dacă vom putea cumpăra tot, domnul tot, dacă putem cu 75%, anul ăsta vom cumpăra 75% din volumele, dar el a pus și în ordinea, deci i-am spus până în referat, în ordinea priorității, adică a solicitării lor. Și a plecat la 1 până la 100 și ceva, ori, deci ăla care e volumul 110, deci în care nu e atât de solicitat decât cum a fi primul, știți? Da. Următorul proiect. 3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Cașin de Bacău în Consiliul de Administrare a Școlii Gimnaziale Învățătorul Nicolae Puslan. Eu am propus ca să facă parte din Consiliul de Administrare a Administrației Școlii Generale Nicolae Puslan pe domnul viceprimar Andrago Adriaș. Așa a fost întotdeauna. Dacă sunteți de acord, o să citiți proiectul. Hotărăște. Articolul 1 se desemnează domnul Drago Adrian, reprezentantul Consiliului Local în Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale, Învățător Nicolae Păslavă, Cașa. Articolul 2, secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre persoane desemnate de la articolul 1, Școlii Gimnaziale, Învățător Nicolae Păslavă, Cașa, primarul comunei și prefectul județ Bacău. Deci el va fi reprezentat dumneavoastră în Consiliul de Administrație. A, Consiliul de 4. Proiect de hotărâre privind acordarea unei sume de bani cuplurilor care aniversează 50 de ani de căsătorie în anul 2018. Hotărâște. Articolul 1. Se aprobă acordarea unei sume de bani în cuantum de 300 de lei cuplurilor care aniversează 50 de ani de căsătorie în anul 2018, conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre. Articolul 2. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre primarul comunei de compartimentul buget contabilitate venituri și prefectul nici de Bacău un termen de 10 zile de adoptare. Știți că noi în fiecare an am acordat celor care au primit 50 de ani de căsnicii, cu ziua va fi tot în 1 octombrie, când e ziua internațională a persoanelor vârstnice, că așa am ales în fiecare an și chiar în moment potrivit pentru a acorda. Și suma a fost 300 lei. Eu am propus aceea sumă ca și anul trecut, că să nu există părere între ei. Dacă au... A fost 500? Nu, 300. Are... Nu. Nu. Niciodată. Deci niciodată. 300 a fost. Și am discutat cu hotărâre. Și acu 3 ani și nu. N-a fost niciodată 500. 500 s-au dat la ajutor de mormântare pentru ăștia la ajutor social. Există o sumă de 500 de lei care nu-i mai dat. Nu, ne-am gândit la suma asta ce spune doamna de 500, dar am stabilit că... Ce se întâmplă? S-a dat povestea este un filmator. Bine că banii ăștia sunt și în buget acum, că și-am prins la începutul anului. Tot suma de 300 de lei, că am verificat cu doamna Lucica cine s-au căsătorit în 1968. Dacă am urmărit suma, s-a supărat cei de anul trecut. Rezidența nu este mare la noi, dar noi am luat 300 și ăștia iau 500 sau 400. Adică... Nu mai crescut inflația. Ne raportăm la inflație și la salariul. Da, eu zic să lăsăm pe la anul creșterea asta. Mai, și atunci, dacă lăsăm pe la anul și ne raportăm la creșterea salariului minim cu economie, atunci, în decembrie, să prind, în ianuarie, când fac buget, să prind și suma adecvată. E cum noi am prins numai suma asta. Puțin, 300 de lei, e un chestie gestică, dar puțin 300 de lei. Deci cei care anul ăsta, nu au pic dacă îmi dați voie, că mai aveți când faceți 50 de lei. Păi da, asta am făcut. Cu siguranță. Eu mai am, dar mă rog, mă dați și mă.
Așa. Da, sunt modic, eu atenție până la urmă. Dar e pe persoană sau pe cuplu? Cuplu. Așa. Numele și prenumele. Brânză Mihai și Reția Maria. Nea Mihai, la Poliția și Casa Maria. Cimpoia Ion și Rasa Ileana. Nea Ionică Cimpoia, tatăl lui Ionică Cimpoia. Îți poate, Băuliță, da. Bârlă Ioan și Dragul Iofrosina. Nea Ion Bârlă, Bunta de Frăsă. Costea Gheorghe și Ghiuță Cornelia. Că e cei după variant. Că ai stat variant. Ah, da. Au... Da. Lupu Constantin și Măneci Maria. E tata lui Costin Lupu. Da. Dițu Gheorghe și Mâșu Elena. Nea Gheorghe Dițu, care acum e mai înainte de Răbușanțu, e la element. La element. Da, da, da. Cu jocarul. Cernea Romulus și Botez Maria. Acum, Cernea Romulus și Botez Maria, este vorba de cineva care iasă domnul Dumnezeu. Ei s-a căsătorit la Cașu. Noi am trecut, acum să vedem cum vom da de ei. Nu spun el, e din Nora. Așa a fost profesor de sport, de istorie aici și a lucrat la... Ei, cunoașteți... Iar doamna Botez a fost bibliotecară la Căminul Cultural. Și nu lucrează dumneavoastră. Nu știți. Luați de lucrurile dumneavoastră și anunțați. L-a anunțat... Numai un pic. L-a anunțat pentru 1 octombrie la ora 10 la primărie. Da. Încerc, da. Luni la ora 10 la primărie. Bordeanu Gheorghe și Badan Catrina. E vorba de Aghiță Bordeanu în Țărnică. Dragul Neculai și Dobrin Elisabeta. E vorba de Nea Neculai Dragul Dăvali, care e vecin cu Vasilică Mâșu. Tatăl Pinel și Mariu Cofar. Da, Dobrin Elisabeta. Unde ați auzit Dragul Dobrin Badan, nu sunt în cașă. Soții. Soții. Și Negoescu Neculai și Duță Lucia. Nea Neculai Negoescu la Prânță. Lucia, Lucica. Lucica, da. Lucia, așa este în pare rău, domnul Dragul, ne vorbim după actul de identitate și prin Lucia. Dacă dumneavoastră îi zice Lucica, îi spune și Marcica. Lucia, Lucica, Nebăiescu, Nebăiescu și Duță Lucia, așa a spus, nu? Lucia. Lucia. A, dumneavoastră că tine referentul cu Lucia? De Lucia și de asta. Ar fi referentul. Domne, mă gândesc la referentul. Glumesc. Astea sunt cuplurile, sunt 10 la număr. Și spre știința dumneavoastră, dacă veți fi întrebat alții, că mai sunt cupluri care s-au căsătorit în 1968, dar, din păcate, unul dintre ei a plecat pe lumea cealaltă. Că de ce nu ea? Să preamiază cei care au împlinit cuplul. Să întâlnească. Așa sunt care s-au mai căsătorit în 1968. Dar între ei, dacă unul de fiecare s-a decedat, nu mai face... Cei care nu s-au căsătorit aici și locuiesc în Cașa, s-au reîntors în baza natală. Nu. Cei care, noi avem în baza noastră date la Agența Civilă de aici. Numai cei care s-au căsătorit aici. Hai să stai aici. Aici au și locuit și... Că sunt unii care s-au căsătorit de la Cașa. Da, da. Hai să vă spun. Ei s-au căsătorit, nu știu unde, la Cluj, au locuit acolo și acum a venit un an de zile în Comuna Cașa. Ei sunt cetățenii Comunei Cașa care s-au căsătorit și au continuat aici. Aici au căsut copii, aici au muncit în satul ăsta, aici au plătit taxe și impozite, aici au contribuit și ei câte un pic la bunăstarea comunei. Așa, și copiii noștri vor pleca și vor locui în altă parte. Și va veni după 50 de ani în Comuna Cașa când va ieși la pensie sau se va retrage. Nu pot să compar cu cel care a rămas aici. Adică și-a contribuit azi de an la bunăstarea comunei. Da. Cele două proiecte. Cele două proiecte, da. Privind aprobarea valorii, lucrările necesare, obținerea autorizației pensiei la școala din satul Culț sau Comuna Cașa. Într-un sfârșit am reușit și am obținut aviz la, favorabil la ISU Bacău, cu condiția să ne autorizeze la școala Culța dacă vom face niște lucrări suplimentare. Și valoarea lucrărilor este de 16.850 de lei, fără TVA, 20.052 de lei cu TVA, 19%, lucrările necesare obținerea autorizației PSI la școala Curița, Comuna Cașa. Prezenta autorizare se comunică primarul Comunei Cașa în compartimentul buget, contabilitate, venituri și achiziții publice, prefectul județul Bacău, în termen de 10 zile de la adoptare. Articol 3. Prezenta autorizare poate fi contestată potrivit prevederilor legii contencioase administrativ, numărul 554/2004, cu modificările și corectările ulterioare a Tribunalului Secția Contencioasă Administrativă. Bun.
Este vorba, avem aici televizor, ca să citesc, se vor monta corpuri de iluminat speciale, monobloc, pe iluminatul de siguranță la întreruperea curentului din rețea, complet cu accesorii cu becuri, cu baterie semi-uscată, montat pe tipul bolsul metalic. Deci, în cazul dacă se rămâne fără curent, căldirea se rămână iluminată pe interior. Corp iluminat de siguranță, tip CISA LED, unul așa, cu acumulator, două ori regim nepermanent iluminat de evacuare, montaj, aparent. Deci, se vor monta corpul de iluminat, aici are mai multe categorii, cu corpuri. Tub de protecție din material plastic montat aparent pe diruri din material plastic cu diametrul exterior până la 25 mm inclusiv. 55 mm apare aici. Tubul izolat tip peste de legătură, tot fel, totul ce este, este de factură electrică, plus că se vor monta la fiecare ușă niște apă. Deci ușa, când s-a tras, se ducă să închidă automat. Asta au cerut ei, încă a vrut să ne dea, dacă ce-a încărcat, când ducea la 50.000 de lei, să ne facă instalații de strobit. În afară să strobit. Eu am subitativ, vă spun, ei merg cu normativii și ne pun normativii în față, că am fost și eu, și am avut discuții cu doamna colonilor de acolo și zis, doamna, eu am subitativ că noi încălzirea practice avem. Avem grădința care funcționează deja și este autorizată. Culmea, când la etajul a fost întâi autorizație, prima a fost, a venit nefavorabil. Precum cum e distanță de 30 metri de casa lui Mel. Și atunci m-a dus cu autorizația de la parte. Domnule, ne spuneți cum ați autorizat la parte. Clădirea e pe același amplasament. Ea a fost 10. Noi am intervenit și am modernizat-o. Nu i-am schimbat amplasamentul. Nu am dus-o stânga-dreaptă. L-am mutat fundația. Și apoi când au fost, au revenit și ne-a dat soluția asta. Ca să ne autorizeze. Într-adevăr, sau de, i-am arătat, eram în față la ea acolo, dacă vă asta vă fac un pic la Bacău, sunt niște blocuri în față după 9 etaje, 10 etaje. Distanța între blocurile de 10 etaje este de 1 metru. Dar nu dacă nu-i țineți, dărâmați, da, dărâmați un bloc, lăsați un, faceți unul pauză ca să avem distanța legală. Și că așa au fost funcționiți. Așa a făcut și la noi. Și în casa lui Mielu și școala. Ce mai mult la noi acolo, dispensarul, în rugămintea la dumneavoastră. Dacă îl cunoașteți, eu am căutat și nu prea am găsit. Cunoașteți un medic internist. Nu avem preferințe. Cine va fi? Și vrea să vină la noi, să folosească aparatura de dotare și să acorde consultații. Înțeles, va fi o hotel de consiliu local pe care vă da în închiriere, se poate și mai departe. La cuiță și la cașă. Ce dotare? Avem ecograf. Trebuie să aibă specialitate de... Da, ecografie, EKG, avem și masă ginecologică, da, ceva de genul, și masă ortopedică, avem tot ce trebuie la curița și avem și la cașă. La cașă ne stau în baia comunală depozitate, fiindcă acum am început să facem din coace... Și programul este să lucreze continuu? Nu, programul va face dânsul în funcție, dacă un doctor internist cu siguranță lucrează ca un ștau nici. Și vă face programul, două ore, nu știu, la ora 16-18 la curița, ziua de marți, miercuri, joi. Face programare, vin oamenii, se programează, îi costă. La nivel de manager al Spitalului Onești, n-ați la legătura? Cu doamna Secară, n-am la legătura. Sau cu managerul celălalt? Da, o să iau legătura cu doamna Secară, o idee bună, să văd dacă să fic la politică ședință, care ar fi interesat. Avem cineva interesat de chestiunea asta, dar numai că e medic familie. Fie medic familie, nu știu dacă are competențe. Dacă are competență pe imagistică. Că eu am vorbit cu domnișoarele doctorul Tăbăcaru. Și au refuzat că au zis că au multă muncă. Unde iau ele la Bogdana și la mănăstire, unde iau, au deci timp foarte ocupat, nu mai au chestii de pe acolo. Ne-a felicitat pentru inițiativul, domnule, nu vreau ei să rămână această acolo cu aparatura și astea, că se beneficie de... Ce se întâmplă? Noi punem la dispoziție tot ce avem și o să fie prin o tarifă local. Va fi prețul mai mic ca consultație. Și beneficiarul final și tot cetățeanul comunii. Deci nu va fi ca în oraș. Va fi un preț mic. Noi vă punem la dispoziție aparatura plus spațiul. Sau mai putem discuta cu cei care au clinici în Onești, cabinete particulare sau clinici. Cum ar fi? Docuța Platon, Ciclo la Griflo. Cum au deci, fost organizații și care au fost fașii? Să va lucra cu casa de asigurări sau servicii de comunicare? Nu, nu se va lucra cu casa de asigurări, automat, că nu-i convine. Păi dacă nu iau să vă duci la vă faceți un ecograf, vă dă cu casa de asigurări? Nu văd. Dacă îți lasă prețul mai mic. Și dacă ecograful la un ecograf, o ecografie... Un ecograf fi 70-80 de lei și aici ai 20-30 de lei? Va fi 30 de lei? Cum sunt? E avantaj?
Este domnul. Depinde acum ce, ce competențe are și cine, că poți să... Eu asta vorbeam cu domnul Dragul. Da. Că căutăm cu cineva cu competențe. Nu aducem un inginer informatician, nu? Dânsul e competent. Sau un inginer civil. Să vă dea niște lucruri de... Da. Am zis-o ca și idei. Dacă aveți cunoștință, și un doctor stomatolog, un medic stomatolog, dacă aflați, poate să fie un tânăr. La, deci, domnul doctor Constantin nostru, Zarzu, nu și-ar dori să... O să discutăm cu dânsul. Cabinetul va fi dotat cu absolut tot. Consumabilii vor fi acelui care va... Activa în acel cabinet. Își va recupera banii prin plăți, care se fac. Și scaunul stomatologic tot va avea tot ce trebuie într-un cabinet stomatologic. Noi sperăm ca până în vine frigul în decembrie să terminăm cu construcția aici. Și să dăm un folosință, dacă, ca să o și încălzim puțin de iarnă, să nu rămână neîncălzit, să dăm un folosință și dacă va veni, dar ar trebui să facă mai interesant, să găsim oamenii, va trebui o după silogram, vor fi puse niște condiții, condiții care vor impune și noi, adică noi vom să avem niște condiții, ca oameni, beneficiarul final, cetățeanul să... Da, să aibă un parc de servicii medicale bune și mai ieftine, adică că lumea e necăjită. Bun. Asta a fost cu PSI-ul la școala Curița. Următorul proiect privind aprobarea nivelului pierdut de apă de 18% aferent de sistemele alimentare cu apă, cu apă, stații creatoare, apă brută, Dărmănești. Articolul 1. Se aprobă nivelul pierdut de apă de 18% aferent de sistemul de alimentare cu apă, cu apă, stații creatoare, apă brută, Dărmănești, beneficiată de operatorul SC Compania Regională de Apă Bacău, ESA, pentru anul 2017, prezentat în anexa numărul 1, care face parte integrantă de prezenta hotărâre. Articolul 2 se acordă mandat expres în potrivnicitului Comunei Cașin, domnul Soroiu Daniel, primarul Comunei Cașin, de a vota favorabil în ședință AGA, Asociația de Dezvoltare, Unitului Comunitar Bacău, acest punct de pe ordinea de zi. Prezenta articolul 3, prezenta hotărâre va fi comunicată Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIP, Instituția Prefectului Județul Bacău, persoane numeralizate la articolul 2 al prezentei hotărâri va fi adusă la conștiință publică în condițiile legii. Cu părere de rău, cine l-a cunoscut cu domnul Urghiș, a murit în accidentul la Focșani. Cine? A murit un inginer, domnul inginer șef la exploatare de la Crab, de la Valea Usului. A murit în accidentul oribil, care a avut loc altieri. La altieri, a două mașină. El era bolnav cu inima, venea de la consultorul de la București, cu soția. Nu știu ce s-a întâmplat, a intrat cu contrasese, pozitiv, s-a făcut și vreo somcardia ceva. Și în familie, în mașina cealaltă a murit o familie. Ați văzut ce măsuri s-au luat, nu? Patru ani, toată familia. Adică s-au luat deja măsuri la Ministerul Transportului să facă două benzi de circulație pe o parte. Nu. Asta e, dar s-a luat măsuri și o verificare, când se preschimbă permisul, o verificare la sânge, cel puțin cu inima și cu orică, adică probleme organice, care poate să producă în timpul condusului un accident. Dar este inevitabil. Poate să iasă analizele bune și în timpul condusului poți să faci un analiz cerebral. Fără să dai seama de simptomele care se dă de înainte și nu a trebuit așa cu volan și... A fost așa, a fost foarte Dumnezeu să-l ierte. Eu l-am cunoscut, doamna viceprimar l-am cunoscut. Era un extraordinar și chiar a fost unul care, oamenii care ne-a sprijinit cu apa la cașă aici. Știți că a fost probleme multe cu apa la cașă, încă mai sunt, la ce s-a făcut la acum, dar ne-a sprijinit ca noi să avem apa la cașă. Domnul inginer, Dumnezeu să-l ierte. Asta este. Da. Vă voi da o veste, nu prea bună, dar sunt, zic eu, obligat să vă arunc. Există problemă cu colectarea gunoiului. Noi nu avem. Noi suntem cu taxa la zi, dar câteva localități din județul Bacău nu au plătit niciun ban de când se colectează gunoiul la ei. Și a ajuns la o sumă, la o datorie la gunoi, a adisului către Romprest, 2 milioane de euro. Suma este foarte mare. Romprestul s-ar părea și cu siguranță se va retrage, plus că are și la Ecosud datorie, că n-a plătit nimic la Ecosud, de când Ecosud operează colectarea selectivă a deșeurilor pe rada județului Bacău. Și posibil ca cu 20 decembrie să nu mai avem, nu la nivelul Cașa, Comunii Cașa, la nivelul județului Bacău, operator de salubritate.
Eu am discutat ceva cu domnul primar, doamna Seacașul, să mă întâlnesc zilele astea cu dânsul, să facem o strategie. Adică, în ideea, știți, că noi n-am închis societatea aia, Porțelul nu este închisă și am fost foarte bine că n-am închis-o, am suspendat-o, că așa aducea bine cu ideea domnului domnul primar, haideți tu, cum facem, o suspendăm, să nu închidem. O fiți plătind ceva, plătind ceva, noi și asta e, dar nu închidem. Fiindcă cam așa s-ar părea, am fost informat și telefonic și în griu, în viu grai, și de cei de la Lupres, și de cei de la DIS, de domnul Nicfăr. După păcate, se pare că ce s-a preconizat la început, adică se va întâmpla, se întâmplă. O ATE-urile principale care duce în cap acest proiect, e Comăneștiu, nu Comăneștiu, Măineștiu, Dărmăneștiu, Oneștiu, care s-a retras Comăneștiu între timpul timpul jocului și sunt municipii care ei suportau foarte mult. Sunt și localități pe Valea Sfiretului, partea cealaltă, care nu au plătit loc. Știu cum, localități care nu au plătit loc. Și s-a ajuns la o sumă foarte mari, 2000 de euro. Problema va fi că nu e așa de bine. Se va răstrânge și asupra tot această problemă, că ei vor da în judecată. Cu siguranță, domnul Prescu va da în judecată ADIS-ul fiind noi, cel din 80 ceva de localități, și nu va fi bine și vom suferi și noi localitățile din care am fost bun plată, adică așa am plătit. Nu va fi bine. Eu sper, poate, până atunci, să reglementeze într-un fel, dar nu știu cum. Domnul director la DIS, băiat cu inimos, prea spate și a zis că nici eu nu știu cum. Da, posibilitatea ei, ca cei care au datorii... Să nu mai plătească. Nu, să-i plătească. Asta e singura posibilitate. Cei care au datorii către ADIS, ca să fac plata către Europres, să plătească. Dacă a plătit, se poate bloca totul. Deci ei nici la, mă repet, nici la ECOSUD n-au dat niciun ban. Și la ECOSUD adună iar bani, penalități, e altă creator, e altă societate. Și asta nu e o veste bună. Cu apa, vestea bună este că s-a intrat pe licitație, ce am înțeles pe licitație. Noi suntem gata la comună, acum cu ultima hotărâre, avem toate terenurile, domeniul public și drumul și tot, intabulate și intabulare. Acum vom face intabulare pe domeniul public. Alte intabulare, vom da hotărârea și va lota la Cartea Fuciană, în domeniul privat, în domeniul public, terenul ăsta pentru rezervorul de apă. Suntem, să zic așa, pe drumul cel bun cu apa și canalizarea. Încă o informație aș vrea, către dumneavoastră, ca să fie clar. Cineva vinte la mine din Vlașca. Nu știu dacă băiatul care lucrează la Crab acum a zis el vorba asta sau nu a zis-o. Dacă a zis-o, eu l-am sunat, l-am întrebat frumos, a zis că el n-a zis ceva, e problema lui, dar a dezinformat un pic. Cei din Vlașca de jos, de la Vasiloae, la Soare, nu au. În Vlașca este un singur condut care traversează Vlașca de sus și Vlașca de jos și se oprește la Filip, capul de linie. Ei acolo nu au, având bacalul Aurelian în prima parlament, domnule, sunt trage apă. Și am arătat clar că ei sunt prinși pe master plan, în programul cu ei. Crabul nu nimeni dă aviz de brașament nou în conducta noastră, care acum e a lor dat în administrare, pe sectoarele de drum unde iau ei în proiect, unde există un proiect mare, apă și canal. Două drumuri mari și date vreoase de comuna Crașă, în afară de Codbicea. În comuna Crașă, care putem face proiect și aproba de extindere de apă, este drumul viitor și varianta. Nu sunt prins în proiectul mare pe Poim, datorită faptului că așa le apare loșa, ăsta e, nu e aglomerare urbană, sunt case de răzlețe. Și cei pe Poim, cu proiectul european, nu dau bani acolo unde ai cu 100 de 6 metri 10 case. Atate, cu drumul viitor avem 13 case. Exact aceeași chestie, acum nu bagă canalizare, adică aglomerarea urbană este sub 2000 locuitori. Bun. Și-a rămas două drumuri în caș, și astea două. Este un Vlașca de acolo, este prins. Și-a venit fata și-a explicat, nu știu cât a înțeles ea. Și-a zis, dacă tu nu mă crezi pe mine, i-a dat adresa de la Crab, la Bacău, mergi la Crab. Eu n-am spus la băiatul, domnul primar, eu n-am zis lucrul ăsta. Eu n-am zis așa că dumneavoastră nu dați avizul, că ei a zis că ei fac, dar primarul nu dă avizul. Și a explicat, Crabul, în comuna Cașe, până la momentul de față, n-a făcut nicio investiție. Toate investițiile le-a făcut primăria, consiliul local, și am predat lor, cum a făcut parte și cu rețeaua electrică. Și am predat tocmai ca lor. Și ei o administrează. Și ei iau bani pe sunt de apă, plus pe brașamente. Să știți că avem aprobat extinderea de la drumul viitor. Am vorbit cu proiectantul să ne facă și brașamentele oameni. Ca să nu le punem cu oamenii posibil, în fața, când vin cei de la Crab, că dă drumul la apă, să spună, îmi plătești 300 de lei taxe de brașament. Deci să scape oamenii taxa de contract. Să-i dea un contract cu zero. Noi îi facem, inclusiv, brașamentul, îi ducem conducta până în căminul lui.
În căminul, v-am otăit, în căminul de treaba. Și atunci noi, în proiectul nostru, avem voi, este perfect legal, că își făcă programul mare cu POIM, când va începe lucrarea, și canalul, și apa va fi la fiecare poartă, dus. Până la aici, proprietăți la fiecare. Să știți că pe programul mare niciun cămin nu va mai fi în curs. Nici de apă, nici de canal. Toate vor fi la poartă, unde vor fi. Și care sunt acum în curte, vor fi scoate afară. Vei fi nevoie, că aia va pica. Cine au acum tras, cum s-au tras oamenii și au pus fiecare bani și au tras, doar le-a picat toate. Singura conuntă care rămâne este Vlașca, care este făcută în Bugelul Cap și este proiectată exact cum trebuie, și poi, ca atât. În restul, toate vor fi noi la zi. Și vor fi și cu apă la fiecare proprietate. Cât va trage omul să nu va trage, va avea și apă și canalul la poartă. Cât ești uliți vestea de lucruri, înseamnă că nu se plăcă lumea în canale. Deci nu trebuie asfaltat. Să vă face, să face canalii carosabili, nu se va face, nu va, va pune cu capac de plastic. Cu siguranță, proiectantul va ști ce trebuie să dea acolo. Unde este asfalt, am vorbit, se va băga apă și canalizare, dar se va băga după ce va și el din garanție. N-ai voie, că din garanție n-ai voie, sau se va face o dispensă, dacă face o dispensă cu cei de la fonduri europene. Se va poate lucra, se va da terenul la stare inițială. Se va sparge, se va turna un nou asfalt, nu știu în ce măsură va mai ieși el, cum a fost inițial, dar n-am venit ce face. V-am spus, nu este vina noastră, că fondurile europene s-au dat invers. Ele trebuiau date, mă repet încă o dată, cum a zis, că este logic, se da bani pentru infrastructura subterană, ce înseamnă gaz, apă, canal, și pe ultima sută de metri se rămână cea este la terenul care este deasupra solului, da? Asfalt. Ei au dat invers. Dacă au dat invers și noi am făcut proiecte și le-am accesat, că altfel s-a putea, după ce termină tot cu canalizare și cu apă, sunt să mai dea bani pentru asfalt, că mai fără el. Cel puțin dacă îl are, se va da la forma inițială, nu știu cum va fi, dar măcar să prinde. Nu se gândesc vin mai mult. Nu, dar la poliție, la Onești. Săptămâna trecută a asfaltat, acum toată strada aia spartă, toată, ce dracu lucrează acolo? Da, e o țeagă spartă de desubt, acolo asta mereu a fost da, da, spart trebuie. De exemplu, noi am avut o avarie la apă, la familia Ghețu cu variantă, pe variantă care e cu, că se duce cu Italia, la asta iar. Și purgea pe acolo și s-a spart la noi și altă acolo și a venit pe imediat lucrarea. Cine a depărat ei acolo, a făcut-o ca ei. S-a făcut o gaură acum în vara asta și a pus băieții iar acum. A trimis băieții la primării, n-am mai luat. Mai lucrăm cu Ionuț și cu sprice băieții. Și am fost acolo și am turnat numai de nou betonul. Nu ai ce faci, dacă este o avarie, am avut avarii la gaz. Pe primăverie și pe 20 decembrie. Au venit, au spart asfaltul, care este în garanție. Nu puteam spune, dau voi, vă dați seama că e gaz. N-ai pus unde, că se face punctul de gaz și explodează 5 case odată. Au spart, dar au dat la cota inițială. Deci are Ion Gardu, o treabă firmă de asfaltare de Bacău, care vin după ce fac ei, a turnat asfaltul, nu se cunoaște că se vede, că o culoare mai închis decât mei nou. Dar au turnat exact cum a fost. N-ai, trebuie să-i dai voie, mai ales la gaz, eu pun de gaz. Ce se întâmplă gazul? Dacă e undeva în drum, o pierde, e pleacă pe pământ. Și ar putea să-l lungă în beciul Mânicuț. Unde intervenie de să lucrează la și face punctul de gaz, când ai aprins becul, ai plecat. Da. Și unde sunt și acum cu ai la unii. Da, bă, da, ea a făcut ca adică ca ea. Ce-i doamnă, ce bun. Asta, asta e ultimul punct, da? Toate toate punctele. În urma ședinței extraordinare de astăzi, supun la vot următoarele proiecte de hotărâre. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului public prin includere în domeniul public al comunei în caz și la un imobil. Trebuie să numim la solița. Cine este centru? Cine este împotrivă? Cine este reacționat? 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea de buget. Cine este centru? Cine este reacționat? Cine este împotrivă? 3. Proiect de hotărâre privind designarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Cașin, județul Bacău, în Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale Învățător Nicolae Ruslan Cașin. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? 4. Proiect de hotărâre privind acordarea unei sume de bani tuturor care aniversează 50 de ani de căsătorie în anul 2018. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine este abține? 5. Autorizația presiei de la Școala Curițan. Îmbrătățită, cine este pentru, cine este atine, cine este împotrivă și avibul cu pierderile de apă de cine este pentru.